Salutare lume, ia să vă fac o răsfoială de benzi desenate în stilul Arhiva BD. Dacă nu știți canalul, puteți să-l căutați pe YouTube. Are mai mult de o grămadă de reviste răsfoite. Eu vă voi prezenta azi o revistă, Spiru, o revistă destul de veche. Se și vede pe ea. Este o revistă care apărea săptămânal și să aduc mai aproape. Îi din 18 martie 1954, 70 de ani și într-o condiție destul de decentă. Acum sunt reviste mai noi care arată mai rău. E numărul 831. Este o revistă săptămânală care conține mai multe povești în stilul cum sunt și cele cu 2000 AD sau Judge Dredd Magazine, dar 2000 AD, pentru că și aceea apare săptămânal, 24 de pagini, limba franceză și conține mai multe povești. Vă spun clar, eu nu prieten cu franceza, pentru că tot timpul orele de franceză la mine au fost de la ora 2 în liceu și nu stăteam niciodată la ele, mă duceam numai cât să-mi închidă media. Așa. Deci, nu prea am habar ce se întâmplă în ea, dar așa să răsfoiești o revistă de asta veche. Destul de fain, are ceva istorie în spate, la seama 70 de ani. Dar uitați ce fain e artwork-ul. Bine, poveștile acum sunt cam pentru anii respectivi, cu cowboy, cu Winston Churchill, spre exemplu. Mai sunt și de astea istorice, uite, un rebus completat. Le Temple de Tigre, nu văd să citesc așa departe, cred că Templu Tigrilor sau Templu cu Tigri, mă, cât de cât mai știu franceză, nu sunt chiar așa botă, dar nu aș putea să citesc dialogurile. Kim Deville și Orașul Pierdut, cum am spus, cu indieni, Oscar et ses misters, Oscar și misterele lui, cu mafioți, da, destul de faine, plus că, na, dacă citiți comicsuri sau benzi desenate, știți că francezii au o cultură destul de bogată în benzi desenate și nu numai ei, majoritatea țărilor, excepție face România, care e cam pe spate la chestia asta. Da, Jerry Spring. Uite ce bine arată artwork-ul. Chiar frumos. Cu mult scris. Stilul ăla anilor 50-40. Nu se descria chiar tot. Asta e coperta din spate. De fapt, și asta include o poveste. Practic, asta e pagina 1. Începe de pe prima pagină povestea și numerotate 2, 3. Deci coperta ține post de poveste. Da, destul de faină. Chiar super bine arată pentru vârsta ei. Na bun, cam asta a fost răsfoiala. Poate pe viitor o să mai fac. Vreau să fac o serie mai lungă și cu alte comicsuri din colecție. Da, cum am spus, dacă vreți și alte serii de benzi desenate să vedeți, urmăriți și canalul de
YouTube Arhiva BD, pentru că fix asta face. Canalul meu e mai diversificat. Chiar super bine. Acum parcă regret că n-am învățat franceză când o trebuit. Na bun, cam asta a fost răsfoiala de bandă desenată. Mersi de vizionare și voi reveni încă cu noi videouri. Salut!